La ninoasa, dragostea este extrem de prețuită. Dovada o face suita de manifestări organizată de dragobete. Cei care iubesc femeia, mama, frații, prietenii, țara, orice pe lumea asta, au fost sărbătoriți așa cum merită orice om care iubește. La fel ca în fiecare an, noi aici la Ninoasa, în fața Centrului Cultural, care a reprezentat locația ideală de fiecare dată pentru activitățile noastre, păstrăm tradiția pur românească și sărbătorim, bineînțeles, dragobetele pe data de 24 februarie, așa cum am primit această tradiție din Mostrămoși. Dacă în fiecare an am încercat să venim cu o noutate, cu lucruri care să fie cumva inovative, e bine, noutatea de anul ăsta pentru noi, pentru Aninoasa, cred eu și pentru județul Dâmbovița și puținele zone din țară unde se mai întâmplă acest lucru, este panoul din spatele meu, unde îndrăgostiții din Ninoasa și nu numai din județul Dâmbovița și de oriunde din țară pot veni și își pot închide lacătele iubirii, își pot fereca iubirea pentru ca aceasta să păstreze peste timp. Am luat cumva modelul binecunoscutului pod din Paris și am zis de ce n-am putea și noi la Ninoasa să venim înaintea tinerilor, înaintea îndrăgostiților cu o astfel de zonă în care ei se pot fotografia și, cum spuneam, își pot uni dragostea pe vecie. Au fost cupluri care, în ciuda frigului, au venit să-și lege simbolic dragostea pentru totdeauna. Am venit să punem un lacăt pe acest gărduleț minunat. Și ce crezi că o să reprezinte acest lacăt pentru dragostea voastră? Iubirea veșnică. Alături de mine. Am legat acest lacăt aici, în Ninoasa, ca să ne legăm iubirea pe veci. L is for the way you look at me. Sărbătoarea a început de vineri cu activități culturale care au avut loc la Biblioteca Constantin Manolescu din Ninoasa. După inaugurarea panoului Lacătele Iubirii, tinerii îndrăgostiți au vizionat împreună un film în amfiteatrul Centrului Cultural. Sărbătoarea dragostei la Ninoasa a continuat cu o petrecere unde atmosfera a fost una relaxată, cu muzică, concursuri cu premii, certificate de căsătorie pentru o zi, amintiri de neuitat, surprinse de o cabină foto și multe alte surprize. Panoul în formă de inimă, intitulat Lacătele Iubirii, rămâne în fața Centrului Cultural Ninoasa și toți îndrăgostiții de orice vârstă sunt invitați oricând să-și lege dragostea aici pentru totdeauna.